Eu sincer stau și mă gândesc că de unde reacțiile acestea ale Simonei și de unde prietenia asta a ei, având în vedere că încă de când a intrat în casa Mireasa Andrei a fost umilit, a fost bajocorit la un mod extraordinar de urât de Mihai și prietenii lui, adică Alex, Bogdan și cine mai era. Mai țineți minte că efectiv, Andrei, la un moment dat, a făcut atac de panică datorită discuțiilor pe care le avea cu Alex, cu Mihai și cine l-a mai abordat atunci. Alex a fost cel mai dur, dar automat era prietenul lui Mihai și cumva îi juca jocurile. Apoi, seria bașocuri a continuat cu Hatice, care îi spunea că Miorle, du-te și Miorle în altă parte, că Miorle e aici, lângă mine. Mai țineți minte și câte umilințe și câte, în câte feluri l-a făcut pe Andrei, de unde și până unde prietenia asta ei și faptul că l-a întors și pe Andrei să fie de partea lor acum. Deci eu, sincer, înțeleg că este o strategie, dar nu pot să înțeleg scopul. Adică, care este scopul acestei strategii? Ca Mihai și Hatice să nu îl mai umilească pe Andrei și te împrietenești cu ei ca să nu mai fie umilit? Sau... Pentru că și pe Simona au făcut-o în tot felul. Mai țineți minte că spunea că l-a umilit pe Andrei, că a râs de el și așa mai departe. Credeți? Deci pe mine mă revoltă foarte tare pentru că eu am fost... cea care efectiv am pus atât de mult suflet și chiar m-a durut foarte tare vorbele adresate lui Andrei și nu înțeleg de ce se comportă așa Simona acum și de ce are atitudinea aceasta. Deci pe cuvântul meu, domnul, nu îi găsesc nicio explicație, mă deranjează foarte tare faptul că efectiv a șters cu burtele toate acele umilințe și n-au fost una. Sunt 3 luni de când a început această competiție, timp de 3 luni, aproape în fiecare săptămână a fost umilit, bajocorit, s-a râs de el că se victimizează să fie în top.